în anii trecuți la X-Factor. Amalia ar putea să vină la X-Factor dacă n-ar fi fost deja lansată. Da. Din vârste fragede. Bună dimineața. Bună dimineața. Cred că a depășit media asta de vârstă. De înălțime. Da. De a depășit media de înălțime, da. Mai putem să te băgăm la... De etate, poate. Și de etate. Cum stăm cu horoscopul? Bine, bine. Sper că debutul săptămânii este chiar foarte bun pentru toată lumea. Vedem imediat. Hai cu Berbec. Bună dimineața! Este un nou început de săptămână, să vedem ce ne prezic astrele pentru o zi de luni. Berbec, debutul săptămânii îți aduce informații legate de veniturile tale. Acestea se vor rotunji datorită eforturilor depuse la serviciu. Este bine să faci economii și să cheltuiești strict cum necesar. Taur, posibilitățile de afirmare sunt mari astăzi. Ai putea să îți revizuiești planurile de viață, dar și atitudinea față de ceilalți. Temperează-ți reacțiile, deoarece riști să intri în treburile altora. Gemeni, ești retras și greu de observabil astăzi în peisajul cotidian. Sunt momente bune pentru a te gândi pe îndelete la noi direcții de viață. Prietenii te pot sfătui, dar ar fi bine să îți asculți vocea interioară. Rac, ziua îți aduce noutăți deosebite în relațiile cu prietenii. Ascultă ce îți spun ceilalți, dar tu vorbește cât mai puțin. Posibil să îți displacă unele sfaturi sau referințe vis-a-vis de prestația ta socială. Leu, debutul săptămânii va pune luminile rampei pe tine. Vrei, nu vrei, toată lumea va avea așteptări mari de la tine. Alegeți cuvintele și gesturile cu grijă, deoarece totul va fi observat și discutat. Fecioară, bagajul tău informațional și educativ va fi scos la iveală pe parcursul acestei zile. Fie că trebuie să susții probe, interviuri pentru a obține un loc de muncă, procesele de învățare, evaluare sunt accentuate. Balanță, ziua este favorabilă achitării facturilor. Tot ce ține de capitolul financiar poate fi rezolvat astăzi cu succes. Pe de altă parte, verifică bugetul de venituri și cheltuieli. Scorpion, este o zi în care relațiile parteneriale sunt puse sub lupă. Pe de o parte vin informații interesante despre colaborări noi, însă pe de altă parte relația cu partenerul de viață este tensionată. Săgetător, la serviciu se anunță zarvă mare, sarcinile de lucru vin în avalanșă, iar colegii nici gând să îți fie prin preajmă. Fii prudent deoarece ești distrat și cu gândul la aventuri sentimentale. Capricorn, ziua este favorabilă activităților legate de copii sau alături de persoana iubită. Cu toate că ești preocupat mai mult cu treburile gospodărești, printre picături ocupă-te și de cei dragi. Vărsător, debutul săptămânii îți aduce în atenție problemele familiale și treburile casnice. Dorința de a-ți petrece mai mult timp acasă printre cei dragi este la cote mari și ar trebui să-i dai curs. Pești, se anunță mai multe călătorii pe distanțe scurte. Se recomandă prudență în vorbe și în fapte. Pe de altă parte, ziua îți aduce momente favorabile pentru discursuri sau dialoguri oficiale.